Salutare nepoți, bine v-am găsit la episodul cu 16 din care a cu oțelul. Astăzi debutăm probabil în Europa League cu Besiktas, vom mai și simula în campionat, dar vom mai și juca pentru că avem nevoie să ne îmbunătățim locul din clasament, pentru că după 7 etape suntem în locul 11, cu minus 2 gol și 7 puncte doar. Deci nu e bine, trebuie să ne îmbunătățim acolo locul din clasament și jocul în același timp în Superliga, dar ne vom axa bineînțeles și pe Europa League. Nu e obiectivul principal, dar o să încercăm să ne descurcăm cât de bine putem, pentru că avem o grupă foarte dificilă. Vă aș ruga să păsați pe butonul de like, să vă abonați dacă n-ați făcut-o încă, să intrați în descriere, să reveniți membri, mulțumesc și care sunt membri uh, din nou, le mulțumesc pentru că sunt alături de mine, vă mulțumesc și vă că vă uitați la videoclipurile mele și că le apreciați. Vă aș ruga să intrați acolo în descriere, să vă abonați la canalul meu secundar, vi l-am arătat și data trecută, o să vi l arăt și acum. Acesta este canalul meu secundar, Mazare 2, vi l-am arătat data trecută, am deocamdată de doar 3 videoclipuri postate, Probabil când postez acest videoclip am și episodul 4 pus, cel mai probabil, poate și 5 de ce nu? că le-am filmate, dar nu le-am editate, așa că v-aș ruga să intrați acolo în descriere pe linkul de la canalul secundar să dați acolo un subscribe, să dați un like la videoclipurile astea dacă vreți să apreciați această serie, pentru că e cu Diez, că o fratele nostru Diez care... Are multe de spus în aceste, în aceste videoclipuri și nu trebuie să ratați seria asta, e foarte interesantă. Vom mai vedea și videoclipuri uh, diferite pe acest canal, nu doar cu Minecraft. Vom vedea probabil și cu alte jocuri, de ce nu, dar uh, vom vedea și vloguri și alte chestiile. O să le postez aici, așa că intrați în descriere acolo și abonați-vă la canalul meu. Acum hai să trecem la oile noastre. nu așa? Bun, avem meci cu Uta pentru început. UTA care sunt destul de sus, au 12 puncte, sunt pe locul 6. Nu știu sincer dacă o să joc, dar uh, cred, cred, că ar trebui să joc, pentru că n-am titularii disponibil, că sunt obosiți și ar trebui să joc cu rezervele, așa că dacă voi simula, probabil voi pierde. Și voi băga rezervele și mă bag la joc. Din păcate, în partida asta trebuie să improvizăm mult. Vom juca cu Pierre în poartă, Godoy, Smith, Perea și ce aveți pe linia de fund. Ce aveți este un fundaj stânga cel puțin așa îl văd eu, pentru că i-am schimbat poziția, el CDM normal, dar va juca fundaș stânga și uite, are plus 3, probabil va crește când îi se va schimba poziția, Cisotti care e obosit alături de Zivulici la mijloc, Irimia Cam, Kaufman în stânga, Pop care e obosit în față alături de Marin, care joacă în dreapta. Da, sper să mă descurc cu această echipă, e destul de greu, jucăm pe Dornel Munteanu Arena, acasă, cu UTA și sper să... Fie bine, Eduardo ce aveți, numărul 8, fundaș stânga. <laughs> Și la numărul 8, l-am promovat la, la prima echipă pe el și pe fundașul uh, Coman, că mai am un Coman, cred că tot Vlad Coman îl cheamă și pe ăla, cred că sunt doi Vlad Coman, l-am promovat și pe ăla la joacă titular aici, că celălalt Coman e obosit, da, nu știu dacă ați înțeles ceva, dar eu vă explic aici, sunt nebun Alex Pop, către Kaufman, ce pasă bună, Kaufman poate scăpa singur. Mănușaru, Kaufman cu șutul, Relu Stoian, portarul venit de la noi, scoate. Relu Stoian e în poartă la UTA, bă, și ne-a ne ne oprit golul aici. <laughs> da, Zivulici, poate zivul e înalt, nu trebuie să bate el, Kaufman l-a executat. Hai să vedem centralul mănușarului Kaufman, către zivul ia, Zivulici cu capul gol. Păi dar cum să bată Zivulici corner când el trebuie să dea cu capul să dea gol? Păi nu, capitan în meciul ăsta. Zivulici, omul care se va retrage la sfârșitul sezonului, pentru că l-am scos pe Gisot, iar l-am băgat, nu știu ce să fac, și a rămas el capitan, na, asta e, nu contează, meciul ăsta va fi el capitan, iată că înscrie, banderul a aduce noroc, centrare foarte bună a mânușarului Kaufman și golul lui Zivulici, foarte bun lovitură de cap, cu două oameni acolo în spate, Relu în de data asta nu mai apără. Falasco, în care Jomo Joe Moss, Smith, senzațional din nou, Ofosu din nou, Righi Ofosu, fostul jucător al Craiovei și a Botoșanului. Pasă către Falasco, mai departe. Mihai cu șutul, Pier scoate, cred. Însă se dau de poartă, a scos-o în bară, mi-a mi părut, mi părut că a atins-o. Mi-a schimbat traiectoria. Hai să revedem aici. Mie mi s-a părut că a scos-o, Pier, nu, n-a scos-o, s-a dus direct în bară. Ok. Kaufman, Kaufman, șutul lui Kaufman, de la distanță bară. Păi dăm și noi, nu e așa? Că trebuie tre tre să dăm și noi. Șutul lui Kaufman, din păcate, e bară. După ce a pasat decisiv la golul lui Zivului, ce aici putea înscrie, Realul Stoian aproape învins de micuțul Kaufman, însă stâlpul se opune. Ce meci avem? <laughs> hai Kaufman, hai, hai tată. Bine, Kaufman, recuperare bună. Mănușaru Kaufman, bară din... Nu se poate, nu există așa ceva. Nu există să dai două bare în trei minute. Nu, e, nu, l pot, n-ai cum, nu. Cum bă numai bară? Și episodul trecut am dat cu... Young Boys bară cu Nacho oferi acolo în tur. În fiecare episod trebuie să fie cel puțin o bară. Uu, cum s-a băgat Ofosu, bă, pufosule, Ofosu, pufosu, u ce s-a băgat nebunul și e gol, Marcu, știi ce face Marcu cu Arcu? Da, da, unul la unu, Uta egalează, după ce Ofosu l-a băgat în pământ pe Godoi, a băgat toată umărul Godoi, s-a ascuns, Juca ascuns Godoi. 1 la 1, asta e Pauză 1 la 1 pe stadionul nostru Din păcate am primit gol înainte de pauză Dar nu e nimic Mergem în repreza a doua Sper să ne descurcăm până la urmă De Caro Marin Hai Marin, du-te tată Marin, poate să-i paseze lui uh, Pop Însă Marin se duce de unul singur Lucas să vine din atac, iată Și se urcă pe el Pasă foarte mult, lui Marin Alex Pop mai departe Cisori. Ce a fost? Ce ai dat bă nenorocitule? Nu, 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 vreau să vă vreau să reloare. Ce ai dat? Ce, ce ai putut să dai tu aici? Spunem -mi și mie. Nu mai pot. Nu mai pot, în nebunesc cu o razna. A dat offside, mă? A dat offside, serios? Ăsta e momentul în care lovește mingea, Marin. Și posibil să fi dat offside, dar uitați-vă, un vârf de gheată, cum naiba? Nici măcar ăla, nu, nu știu, Probabil că offside, altceva nu-mi imaginez. Stați să văd ce a ridicat. Dacă a ridicat nu înseamnă că e offside. Da, l-a ridicat. Da, l-a ridicat. E offside. A dat offside. Aole. O să-l bag pe Cristian locului Cisoti. Irimia trece aici. Kaufman aici. Cristian banda stânga lui acolo. Uh, va intra Ture în locul lui Pop. Chiar dacă e obosit, nu avem ce să facem. Toți sunt obosiți. aici, va intra în locul lui Marin, cred. Va juca în dreapta și Coman intră în locul lui Godoi. Îl debutăm pe Coman. Eu aveam impresia că l-am băgat titular, dar aparent l-am băgat pe ce aveți în stânga. Da. Despre Coman ăsta vorbeam la început, dacă vă întrebați. Ia uite-l. Ia uite-l pe nebun ce facem. mă. Bravo, mă, Coman. Silaghi. Silaghi. Bine, către Coman. Uite ce bine a urcat. Coman. Vlăduț, Coman. Poate să-i paze lui Ture. Sau mai departe centrare, însă nu e bună centrarea. Dar s-a descurcat bine. Mingea ajunge la Kaufman. Preluare, șut, în blocaj, mingea tot la el. Kaufman, nu putem, bă, nu putem în meciul ăsta, nu putem. Kaufman mai executa și cornerul ăsta. E către Ture. Hai, Ture, cu capul. Cu capul, Ture, însă prinde relu nu... Loviturile de sol slabă. Kaufman către Zivulici. Are spațiu Zivulici. Mai departe Kaufman către Ture. Preluarea lui Ture. Ture mă bine bă. Mohamed Ture. La primul gol pe care îl dau cu el de când a venit la noi. Bravo mă Ture. Însă Kaufman din nou pasează decisiv. E foarte foarte bun puștiu ăsta în continuare. Și are o vere mic. Nici nu crește tare mult. Dar el e bun. Iată aici preluare. Și șutul masivului nostru atacant, venit în episodul trecut în locul lui Nacioferi, iată că până acum e bine cu Ture. O oh, nu, Marcu, din nou Marcu, nu se poate, nu se poate, cum protejează în halul ăsta bă băieții ăștia, nu înțeleg, 2 la 2 UTA egalează. A protejat într-un fel inimaginabil domnul Marcu, care face multe chestii cu Arcu, da și e 2 la 2, do dublă pentru Marcu. Bine, Irimi aici, super intervenție. Nu se poate, nu mai pot cu jocul ăsta, o iau raz, dar futu-s de joc. Nu există așa ceva, nu există așa ceva, nu există așa ceva. Bă, nu se poate, bă, să dai două bare. Să-ți oprească atacul acolo pentru atâti ca offside. Acum să-mi oprească atacul că să fluieră meci. Dădeam gol cu ture, 100%. în singur cu portarul, era gol, era 3 la lui, câștigam A fluierat. Când e pentru ei, lasă până în minutul 95, cum a fost în episodul trecut la mine, când se termină timpul suplimentar, gata. A fluierat, nu contează că e mingea în careu, că e în afara careu, nu. E în fluieră. Doamne ferește. Bă, 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 o iau razna, nu mai pot. Am dominat la șuturi, la posesie care de obicei am fost dominați. au meciul lui și pentru noi, deși Kaufman mi s-a părut mult mai bun. Însă Diego Zivulic este anunțat omul meciului, aparent. Kaufman are aceeași notă, dar a dat două asistă, nu s-a părut foarte bun și două bare a dat. Dar nu, nu mai pot cu jocul ăsta, nu mai știu ce să-i fac, frate, nu mai pot. Deci n-ai cum să fii, n cum să fii așa de tâmpit, să nu mă lași măcar un pic așa. Da, avem doi Vlad Coman în, în echipă. Ăsta <laughs> de la Academie și pe ăsta pe care l-am transferat. Doi Vlad Coman, oficial în echipa noastră. Probabil ăsta va pleca la sfârșitul sezonului, că nu prea-mi place de el și obosește foarte repede. Dar ăsta are potențial bun. Are foarte bun potențialul. Dar e fundaj dreapta, din păcate, și am mulți fundaj dreapta. Pe ce aveți ăsta l-am pus pe loan list, sper să vină oferte pentru el și în caz de avem nevoie de el o să-l readucem, bineînțeles cum o să facem cu ceilalți, cu toți ceilalți jucători pe care avem împrumutați. Avem mulți jucători împrumutați aici, sper să mai crească în împrumuturi, că aparent au cam stagnat toți. Eduardo doar ce aveți primește ofertă de împrumut, băieți ăștia mi-au dat la oferte de împrumut, nici nu știu ce echipe asta, dar la, cred că la toți jucătorii mei au dat o ofertă. Între timp ce aveți în să joace pe poziția de left back și crește la 57, ceea ce e foarte bine. Avem în sfârșit un funda stânga uh, care ne poate ajuta după plecarea lui Vlad Coman. El va fi, va fi împrumutat, el va veni înapoi după ce va pleca Vlad Coman. Vine scoutul din Croația, cel de 5 stele, 5 stele, ne aduce un jucător cu potențial bun, dar o mic, Bojan Dragovic, îl luăm și atât. E extraordinar. Restul slab toți. Bojan Dragović e mijlocaș central aparent, are pace însă foarte mare, e jucător de bandă și ăsta, passing, dribbling, probabil e right winger, hai să-l facem right winger, apare nu poate juca right winger, de ce nu, nu mă întrebați, apare nu poate juca fundaș, dar era 40 physical, uh, defending, pardon, nu, nu, chiar nu mai înțeleg jocul ăsta, adică n-are nicio, nicio logică, n-are. Da, eu o să-l fac right winger, pentru că asta e poziția lui, după părerea mea. Adică are passing, are dribbling și are pace. E jucător de bandă sigur. Nu poți să-l faci mijlocaș. N-am -am cum să-l fac mijlocaș central, mai ales că n-are nici defending. Dar în fine, na. Nu mai am nimic de spus jocul ăstuia. Și vin și ceilalți doi scouteri. Cel din România. Ia să vedem, ce ne aduci? Ne aduci ceva? Aparent, deocamdată, nimic. Mai avem doi jucători. Ne lungul, nu? Și uh, Coman, nu. Nimic. Din România niciodată nimic. Poți să am eu și de 7 stele, șapte stele, că degeaba. Nu mi-au ce mic. Hai să din Spania. Din Spania are un Santi Rojas. Santi Rojas e foarte bun. Și valoare și potențial. Luna asta are ceva potențial, dar valoare mică nu mai vreau să iau pe ăștia. Uh, hai să vedem, poate ne mai ceva. Cel mai slab uh, scout al nostru, 5 cu 4 stele, ne arge cei mai buni jucători. Așa că are logică, dar... Da, atât, cam, cam atât. Restul nu vreau să iau. Hai să-l vedem pe băiatul la că pare interesant, Rojas. Santi Rojas e portar? <laughs> da, portar. O să-l promovăm și -l, îl promutăm. Doamne, de ce am ața portari? Da, lău list, 57 OVR, are potențial foarte bun. Păcat că e, e portar. Avem partidă cu Hermannstadt și îl vedem aici pe Romeo Marin pe bancă, jucătorul venit de la noi, bineînțeles. Dimitrov e și el acolo. Avem și pe Ghiocel. Toți jucătorii noștri sunt la Hermannstadt, aparent. Bun, meciul cu Hermannstadt îl vom juca cu Borbe în poartă. Șerban Smith, Perea, Coman. Unul dintre Vlad, Vlad Coman, că doi Vlad Coman. Irimia și Kaufman, Cristian Ture și Marin. Hai să simulăm, jucăm în deplasare. Și câștigăm cu 2 la 0 ture și Irimia, mulțumim băieți, bravo bă, bravo, 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 fenomenal. Cu acest succes am urcat pe locul 8, așa da, suntem totuși departe de primul loc, de la 12 puncte, dar sunt doar 9 etape scurse și lucrul ăsta ne poate ajuta. Dacă continuăm în ritmul ăsta. Moldoveanu Claudiu Cristi ajunge la 60 overe, dar din păcate nu are potențial. A, trist. Ce aveți? Va pleca 2 ani împrumut sau cel puțin până în vara viitoare. Portarul nostru Rojas primește o ofertă de la Hermannstadt, loan fără opțiune de cumpărare. În sfârșit vine și mie un loan fără opțiune de cumpărare. Du-te la Hermannstadt, că și așa am o grămadă de jucători de acolo. Vine partea cu Besiktas și au o echipă extraordinară. Ivo și Cimpoartă, un Martei, un Emerson, un Ghezal, un Abubakar, un Rebici, așa, la mișto, nu, 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 un Tosun, Rașița, Masoacu pe bancă, Oxley Chamberlain pe bancă. Ce să mai zicem, o echipă fenomenală. Hai să vedem noi cu cine atacăm, dacă putem ataca în meciul ăsta. Borbei în poartă, Șerbanu, Ebereman, Ciubotaru, Cisotitele, Silaghi, Doru Andrei, Pop și Dobre. Jucăm în deplasare. Hai să vedem ce se întâmplă. Debutul în Europa League, primul meci din grupe. Sper să nu ne facem rușine, măcar locul 3 să ajungem în Conference League, eu zic că ar fi destul de ok. Putem să trecem peste Braga, Beşiktaş și Chelsea cred că sunt favorit, adică nu cred că ne putem bate cu ei, dar vom vedea meciul ăsta, cam care e nivelul. Amartei, super pas aici, Jetson, șut în bară, Borbei, respinge cumva, ce s-a Ce jucăm? Hockey, bă, ce aveți? Doamne ferește! Excelent, ci soti, dar s-a împiedicat Silaghi. Doamne, s-a împiedicat și n-am putut să iau mingea. O către Abubakar, Abubakar cu șutul, Borbei scoate bine, bă, băiatule, bă. Cisoti, către Dobre, Dobre se întoarce bine, lansează pe Șerban care urcă bine în flancul drept. Hai Vasilică, du-te tată, Vasilică Șerban, urcă bine. Vasilică Șerban, cu șutul bară, din nou nu se poate așa ceva, cât, cât să mai dau bară, cât să mai dau bară, bă! E blestem, e blestem, nu există. Nu există așa ceva, nu există așa ceva. N-ai cum, n-ai cum, nu mai pot, o iau raznă. Vasilica <sighs> Șerban cu o pasă, la Alex Pop a fost offside, puțin mai repede dacă pasa era perfect. Hai să vedem cât de mare a fost offside-ul ăsta, minuscul, ca de obicei, <laughs> un genunchi, extraordinar. <laughs> Weber nu poate să-l blocheze aici pe Anterebici. Rebic însă e blocat până la urmă de Weber, senzațional, dar e corner și se lasă. Ce naiba se întâmplă? Ha, oleu, doamne ce joc, doamne ce, joc mă joc. Aici un șut, blocaj, bine, hai că e pauză până la urmă. 0 la 0 la pauză, am rezistat, am avut și o bară, puteam chiar să și înscriem, dar... Na, asta e, când nu te lasă jocul, nu te lasă, hai să Mergem către partea secundă. Abubakar în care o pasă printre picioarele lui Weber Aproape Borbei să salveze mingea asta Dar o scoate în poartă din păcate Onana înscrie pentru 1-0 pentru Besiktas oh, Uite cum a pasat Abubakar printre picioarele lui Weber Bă, Ce noroc a avut și Borbei a atins mingea asta Dar n-a putut să o salveze Iată, aproape să scoată da cu cotul ah, 1-0 Din păcate este în conduș. Din nou atacă ce de la Beşiktaş Trebuie să-i blocăm. Abubacar cu șutul Borbei ne salvează. A intrat Cristian în locului Doro Andrei. Doro Andrei din nou sub așteptări. Da, s-a cam pierdut entuziasmul ăla lui. Ture va intra mai târziu puțin, doar o schimbare. Un șut aici. A fost tof să la Abubacar. M-am speriat pentru o secundă. A, am scăpat, am scăpat, am scăpat. Un șut acolo Noroc că am ieșit la offside, un șut al lui Ghezal și la limită, la limită aproape să-l scoată Șerban uh, uh, din offside, dar bine că a fost offside, bine că a fost offside. bun, mulțumesc. Bine, Silaghi, pleacă Alex Pop foarte bine, nu cred că a fost offside, nu, cre nu, nu cred, nu cred că e din nou offside, nu cred, bă, nu ai cum, de ce e mereu offside la fiecare fază, bă, toamne, Ture va intra în locul lui Pop. Și o să-l bag și pe Kaufman în locul lui Silaghi, în locul lui Silaghi, am spus. Doamne, ferește. Ok, două schimbări, minutul 85, nu prea mai avem timp, dar asta e. Oxley Chamberlain a intrat, jucătorul trecut pe la Liverpool și Arsenal. Să venem aici în stânga. Chamberlain continuă, nu putem să-l blocăm Badal, am blocat până la urmă, mai avem două minute, ultima fază a meciului. Putem să egalăm la faza asta cu Dobre. E Kaufman acolo. Du-te Kaufman. Kaufman, micuțul mănușar. Kaufman sigur cu portarul. Te rog, nora ta. Kaufman. Nu, 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 <lătă> Futut jocul, mami, măti, nu mai pot. Kaufman e cel mai mare ratanjiu oficial. Oficial cel mai mare ratanjiu posibil. Nu există așa ceva. Nu, nu există. Nu există așa ceva. Nu există așa ceva, bă. A dat două bare meciul cu UTA. Acum te -a singur cu portarul. Singur cu portarul. La ultima fază. Putea egala. Putea fi erou. Dar nu e. Doamne, ce ratare. Așadar, Weber e omul meciului pentru noi. A blocat ce a putut alături de Eman. Șerban însă mi s-a peste ei. A avut și bara aia, dacă înscrie acolo. A început foarte tare meciul Șerban, dar s-a stins pe parcurs, am fost dominați, dar puteam scoate un egal măcar, dar a asta e bine și așa, ce să zicem, cu Beşiktaş e bine. Cel se bate pe Braga tot cu 1-0. Și suntem pe ultimele locuri, noi cu Braga, Chelsea, cu Beşiktaş în față, așa cum ne așteptam. Arminia Bielefeld îl vrea pe roha să stea împrumut, dar îl vor copțe de cumpărare. Și pentru că e foarte încărcat programul, trebuie să aduc niște jucători din împrumut. N-am ce să fac, sunt mult prea multe meciuri și nu fac față. Selop Smith va veni, că am nevoie acolo în dreapta de cineva. Așadar, Selop Smith e din nou jucătorul nostru, apare nu are potențial. Nu știu cum de, că avea, dar nu are aparent, na. Timoti Blanchard va reveni și el din împrumut. O să dăm 5.500 de euro și pentru revenirea francezului. Avem nevoie de un CDM acolo de rezervă pentru Teles. Și Zivulici e deja gata cu el. Se retrage oricum la sfârșitul sezonului. Așa aduce și pe Nkosi. Cred că ar prinde mai multe minute. Acum că Doro Andrei nu prea dă nu prea de randament, cred că am putea să readucem de la Herenven, dăm 5.000 de euro și revine și în Cosi. Avem partele cu voluntariu în campionat, iar la două zile avem tot cu voluntariu în cupă și aici vom juca cu rezervele în campionat și în cupă vom juca cu titularii, așa că vom juca meciul ăsta și îl vom simula cel cu titularii din cupă. O să joc pentru prima dată cu Ture titular, sper să se descurce, avem echipa de rezerve, în cozi și Smith revin după împrumutul, la fel Blanchard acolo, sper să fie bine. Hai să vedem meciul ăsta. Cocean cu pasa către Steven, un șurt printre picioarele lui Jomo Smith, însă Pierre scoate, cum a șutat pe, pe, lângă Smith, nu știu, dar în fine, o centrare lui Merloi, prietenul nostru Merloi, he, 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 he. da. O pasă aici către Stevens, gol 1-0 voluntar, 8. Senzațional am început meciul ăsta, da. În campionatul ducem dezastruos, dar nu știu cum de n-a fost offside aici, că la mine dacă era, era offside 100%, că la mine orice și atât, dacă e, e un pic, nu știu, un fir de păr de pe picioare, dacă e un offside, gata, ridică faniolul, la ei nu. Oooo, oh, ce intrare, bă! Și a lăsat avantaj, ăsta era de roșu, a intrat cu ambele picioare în față, bă! Bă, ne simțit e jocul ăsta câteodată, în cosi aici, se descurcă bine, în cosi, cu pas în fața porții, nimeni acolo, nimeni nu a atacat. Încoasi, urcă bine aici. Haide. Jucătorul cu un potențial imens. Încoasi către Ture. Mohamed Ture cu șutul. Ca din tun a însă Vâlceanu scoate. Și se că doar cartonaș galben pentru intrarea aia criminală. Uitați-vă un pic aici intrare. Cu ambele picioare, direct, nici o treabă cu mingea. Cartonaș galben. Păi nu... Ce-a mai dat, bă, 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 nu se poate așa ceva, bă, sunt furat pe față, bă. Bă, sunt furat pe față în episodul ăsta. Nu există o hoție mai mare. Nu există. Hai aici cu un contraatac. Trebuie să le dăm peste nas la toți. Uite cum intră arma așa la. Uite cum intră puțin. Doamne, doamne. Smith bate aici auto către încosi, încosi. Foarte bine a început meciul încosi. Pasă către Ture. Bine, mă. Vârful nostru, Mohamed Ture. Până acum nu e țeapă. Deși mă așteptam să fie mult mai rău. E foarte bine, foarte bine a început extrem de bine acest, uh, acest uh, sezon, de nu puțin. În episodul ăsta am scris, ia a doua oară deja, când am scris, am scris într-o simulare, deci chiar e bine. Dar în Cosi, revine din împrumut și are o poftă extraordinară de fotbal, de care o pasă către Noar și Mohamed Pore reușește să înscrie din nou. Iată ce bine pune latul acolo și egalăm. Bine, în sfârșit, hai că poate cu tot cu hoția asta de joc reușim să scoatem o victorie aici. Jomo Smith extraordinar, pasă către frate Selop Smith, Selop Smith urcă, hai Selope, 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 pasă către Kaufman, 2 la 1, rupe poarta Mânușarul Kaufman, care înscrie din nou, e cel mai bun jucător al nostru, Kaufman, micuțul austriac, care e și capitan în această partidă, pentru că ci soți nu e în teren, senzațional a șutat la această fază. Uh, Selop Smith s-a descurcat foarte bine, Jomo Smith a pasat lui Selop Smith, lui fratesu, și Kaufman, o bombă pur și simplu, iată cum a șutat acolo ca din tun, nicio șansă pentru niciun portar din lumea asta, întoarce rezultatul în doar câteva minute. Kaufman îl poate lansa pe Ture, Ture are viteză mare de tot, Ture poate scăpa, e singur cu portarul, poate reuși dubla, Mohamed Ture, Mohamed Ture cu șutul, a fost jenat din spate și a șutat peste, Aoleu. Mohamed Ture se luptă, bă băiatule, se luptă cu ei și asta, da, a da fault, hai doa. Bă, ce mizerie de arbitraj în jocul ăsta. Bă, incredibil așa ceva. Nu se poate să fiu furat în halul ăsta. Pauză 2 la 1 pentru noi, după ce am fost conduși cu 1 la 0, am revenit. Dar e imposibil ceea ce văd la, la arbitraje. Nu se poate. Iată-l pe Selop Smith. Selop Smith cu un șut de la distanță, bară din nou, normal, în fiecare meci bară. Irimia dă cu capul aici, scoate Vâlceanu, Ciocan sau Cocean, cum n-ai bal pe ăla. A scos de pe linia porții, nu se poate, bă, nu se poate. Coman concentrare către Turei care dă cu capul pe lângă. Bă, în fiecare meci, în episodul ăsta am avut bară. E cel mai ghinionist episod posibil.

Eu, eu, nu mai pot, eu, eu, nu mai pot, eu, nu mai pot, eu nu, mai pot. Ce ai mai dat, bă, nenorocire? Bă, nu se poate, bă, nu se poate. Nu, nu există așa ceva. Nu există, nu, nu, există, nu, există. Nu, 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 există așa ceva. Nu există așa ceva, nu există așa ceva, nu. Așa ceva. nu. Am luat o razna cu totul. Zivoli, cintra intră în locul lui, Iremia, că e mort. Va juca Blanchard, mijlocașul ăla nu poate aparent. Am rezolvat problema, i-am pus pe amândoi CDM. Zivulici intră acolo, Zivul și trebuie să dea cu capul că e masiv. Kaufman prea către Selop Smith. Selop Smith cu un nou șut de la distanță, Vâlceanu scoate din nou. Doamne, câte e ocazia am avut meciul ăsta. O pasă aici către rață, n-a fost offside aparent, la ei niciodată nu e offside. Godoi, îl lovește mingea în cap, îl lovește în cap și e corner. Bă, Bă, mor, nu mai pot, nu există așa ceva. Bă, e imposibil, bă. Va intra pop, facem schimbări, dar bă, ce se întâmplă cu episodul ăsta? Sirag intră și el, intră și Cristea. Se rog, Smith nu mai poate nici el, dar îl mai lăsăm. la Laudiu Cristea, faul de cartonaș. Nu mai pot, bă, au fost niște intrări criminale în meciul ăsta. Bine, Alex Pop recuperează mingea aici la ultima fază. Am câștigat meciul ăsta, nu se mai poate întâmpla nimic. Doar un gol se mai poate întâmpla din partea lui Alex Pop care se duce prea în portar și e nebun. Câștigăm cu 2 la 1 după un meci toamne, turbat, nebun, cum vreți voi. Două bare, ocazii, peste ocazii, decizii foarte aiurea ale arbitrului. Niklas Kaufmann e din nou omul meciului, senzațional joacă puștiul ăsta. Uh, am avut 15 șuturi la 3 și am câștigat doar cu 2 la 1. Eduardo, ce aveți va pleca din iarnă împrumut la puș Pușca, pu Pușca, la Pușcă, merge la vânătoare băiatul. Partida din cupă cu voluntariu, unde bineînțeles vom juca cu titularii și vom simula, sper să ne calificăm mai departe. Ouleu. Cu titularii am jucat, cu titularii, eu i-am dominat cu rezervele meciul din campionat. Da, suntem eliminați din cupă. Extraordinar. Din prima fază. Ha, am câștigat anul trecut cupa, acum suntem eliminați de voluntari în prima rundă. Santi Rojas pleacă și el la Hermannstad pentru următorii 2 ani. Asta are potențial bun, dar avem portari. Nu avem, nu știu ce să facem cu el, nu cred că, nu cred că o să-l folosim vreodată. Florinel Coman, omul lunii, septembrie. Deci Kaufman a fost meci de meci, omul meciului, nu mai înțeleg. Bun, pentru noi urmează meciul cu Farul din campionat, unde vom simula, probabil, sau vom juca cu rezervele. Uh, cu Chelsea, cu FCSB, Botoșan, Braga, avem multe meciuri dificile. Suntem doar pe locul nou în campionat, dar cu meci în minus. Dacă i-am bate pe Farul, am putea să egalăm la puncte și să trecem acolo câteva poziții în sus, în față. Sper că v-a plăcut acest episod, data viitoare așadar Chelsea-Londra în Europa League va fi nebunie, sper că v-a plăcut, nu uitați de like nu uitați să vă abonați, intrați în descriere deveniți membri, uh, intrați și acolo și în comentarii și intrați și pe canalul secundar și vă abonați dacă vreți. Cam atât cu episodul de azi vă mulțumesc că ați fost alături de mine, pa pa!